site-ul oficial al Patriarhiei României, basilica.ro, iată, spune așa: toți clericii și credincioșii care doresc să vină sub omoforul Mitropoliei Basarabiei sunt primiți cu bucurie. Ni se spune în text: dragilor, Mitropolia Basarabiei transmite un comunicat prin care subliniază că îi primește cu bucurie în jurisdicția ei pe toți clericii și credincioșii care vor să fie sub omoforul Bisericii Neamului. Totodată se amintește faptul că toți clericii și păstoriților care sunt deja sau vor deveni membri ai Mitropoliei Basarabiei de sub oblăduirea canonică a Patriarhiei Române sunt clerici canonici și credincioși binecuvântați și ca atare orice sancțiune disciplinară bisericească îndreptată împotriva lor pe motivul apartenenței la Mitropolia Basarabiei este considerată nulă și neavenită conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 19 decembrie 1992. Comunicatul precizează că schimbarea jurisdicției canonice este un act legal garantat de legislația Republicii Moldovei. Și de asemenea ni se mai spune că, având în vedere toate acestea, facem cunoscut credincioșilor și clericilor din Republica Moldova că decretele date de Mitropolia Chișinăului, structură religioasă de apartenență rusă, asupra membrilor Mitropoliei Basarabiei nu au nicio valoare și sunt acte administrative care nu afectează starea harică a celor care vin în Biserica Mamă, în Patriarhia Română, se arată în comunicat. Dragilor, l-am invitat pe ieromonahul Eftimie Mitra pentru a vorbi puțin despre situația din zona Basarabiei. Eu transmit din Iași, sunt foarte aproape de Vama Sculeni. N-am fost niciodată personal în Basarabia, părintele ieromonah Eftimie însă a fost și o să încep această discuție prin a-l întreba dacă ne poate spune care este situația curentă în Basarabia. Da, situația curentă în Basarabia e în felul următor. Depinde cine este interesat de subiect și cine nu. Cei care nu sunt interesați de subiect, nu e nicio problemă, viața lor merge înainte ca și până acum. Cei care sunt interesați de subiect intră într-o, să zic, într-un conflict reciproc între cele două mitropolii, pentru că odată ce clericii au început să treacă la Mitropolia Basarabiei, repercusiunile din partea Mitropoliei Moldovei și a Chișinăului sunt din ce în ce mai mari. De exemplu, au fost cazuri când un preot a trecut, a ieșit până la urmă din partea celor care din Mitropolia Chișinăului și a Moldovei, au urmat cu chiar cu bătăi, cu scandaluri, cu lovituri, cu pumni și așa mai departe. Sunt cazuri, și nu mă refer doar acum, ci și de 10 ani încoace până acum, toate recurs așa. Când trece unul la Mitropolia Basarabiei, iese scandal. Legislația a împiedicat foarte mult legislația Republicii Moldova, pentru că fiind sub influența politicii moscovite, politicii rusești, legile au fost făcute în așa fel încât tot timpul să obstrucționeze tot ce este, să zic, propagandă românească, pentru că ei așa o numesc, propagandă românească. De exemplu, Mitropolia Basarabiei a fost înființată de Preafericitul Teoctist în timpul Preafericitului Teoctist în anul 1992. Au vrut să o înscrie printre celelalte culte religioase, biserici recunoscute de statul Republica Moldova, dar a întâmpinat frâne, a întâmpinat piedici în această privință. Deși, dacă ne uităm la Ministerul Cultelor din Republica Moldova, vedem că mai există Mitropolia Ortodoxă a Lipovenilor, a nu știu care calendar și mai au ei, încă vreo 5 sau 6 astfel de mitropolii ortodoxe. Problema care este? Este singura mitropolie românească, asta a Basarabiei. Celelalte erau de nuanță slavă, să zic, cu influență sub Moscova, ceea ce nu a deranjat. Aceasta fiind de românească, deranjează pentru că acolo în Moldova se duce o propagandă rusofilă de deznaționalizare românească intensă. Degeaba spun propagandiștii ruși că în Moldova nu mai există ruși, Rusia nu mai are nicio influență în Moldova și așa mai departe. Este o păcăleală. O păcăleală pentru că dacă mergem și ne uităm pe stradă,
la chioșcurile de ziare vedem aproape 75% ziare în limba rusă. Dacă ne uităm la anumite posturi de televiziune, vedem că sunt posturi în limba rusă și unele dintre ele chiar foarte bine finanțate, tot de la Moscova. La fel, anumite decizii care s-au luat pe vremea lui Voronin, a lui Dodon, a acestor președinți ai Partidului Comunist sau partidele pro-ruse, s-au dat tot timpul legi în care să favorizeze tot ce este rusesc și să defavorizeze tot ce vine din partea României. Bineînțeles, asta nu-i scutește pe politicienii români care au trădat în acest timp, au trădat prin indiferență. Pentru că asta, indiferența, este un act de trădare din partea politicienilor români și nu mă refer doar la unii, ci la toți. Începând de la Iliescu din 89, când era Frontul Salvării Naționale sau ce mai era el atunci, după aia cu Constantinescu, cu Traian Băsescu, cu Iohannis și toți ăștia, nu i-au interesat nimic, doar s-au folosit electoral de moldoveni și atât. Ei ca și politicieni. Poporul, în schimb, avea o cu totul altă atitudine comparativ cu politicienii, pentru că politicienii, ca și de obicei, ca și în România, tot așa aveau interesul electoral. Chiar dacă, de exemplu, Băsescu le-a permis să-și facă buletine cu multă ușurință, cetățenie română, buletine românești. Dar nu și-au făcut doar românii buletine românești, și-au făcut inclusiv rușii care nu știau o boabă românește și aveau buletine românești ca să profite de situație, să ajungă în Europa cu un buletin românesc, fără pașaport, fără vize și așa mai departe. Pentru că dacă aveau buletin moldovenesc sau buletin rusesc, nu mai puteau. Și iată, în felul acesta, practic, cei care acum atacă România, majoritatea dintre ei sunt cetățeni români. În acest context, inclusiv Mitropolitul Vladimir are buletin românesc, cetățenie română, sau alții protopopi, episcopi din, sau preoți din Mitropolia prorusă au acte de identitate românești, dublă cetățenie română-moldovenească, unii au chiar și trei cetățenii și rusă, pe care le folosesc în funcție de conjunctură, când au nevoie și cum au nevoie. Iată că aceste manevre politice nu au dus la o conștiință națională serioasă, ci au dus doar la niște interese personale a unora care au știut să profite și să exploateze momentul în funcție de anumite conjuncturi. Și în contextul acesta spuneam de această trădare națională, care vine din partea politicienilor români, care au tratat efectiv cu indiferență situația și deznaționalizarea românilor din Basarabia. În acest context, Părinte Justin Pârvu spunea că sunt niște trădători. Este și un interviu pe internet în care Părinte Justin spunea treaba asta. Și, pe bună dreptate, că dacă ne uităm la rezultate, se vede foarte clar. Mergi în Republica Moldova, stai de vorbă cu mulți dintre ei, apoi eu nu sunt român, eu sunt moldovean. Și de aici începe întreaga manipulare pe care o face serviciile secrete rusești prin intermediul Bisericii Ortodoxe care aparține de Moscova și ONG-uri, partide politice și așa mai departe. Toate acestea nu sunt altceva decât niște diversiuni care sunt create cu scopul de a îi depărta pe moldoveni de cultura românească, de limba românească, de gândirea românească și tot ce poate să îi lege pe ei din felul lor de a fi de neamul românesc din care se trag. Părinte Eftimia, fără să fiu, Eftimia, iertați-mă că vă întrerup, fără să fiu vreun exeget în teologie ortodoxă, încerc să învăț din mers atât cât pot. Știu că în ortodoxie canoanele sunt lege sfântă și le nu se încalcă sub nicio formă și de asemenea știu, vă rog să mă contraziceți dacă spun o prostie și îmi cer iertare în avans. Canoanele în ortodoxie sunt universal valabile pentru orice biserică ortodoxă, indiferent din ce țară, sau fiecare biserică ortodoxă națională are propriile sale canoane după care se ghidează? Canoanele bisericii ortodoxe sunt universale. Bun. Există și canoane locale care nu sunt recunoscute pe plan universal, la nivel panortodox, dar acestea nu le putem invoca, cum este, de exemplu, ceea ce invocă propagandiștii ruși etnofiletismul. Acestea nu sunt canoane ale Bisericii Ortodoxe la nivel
panuniversalie, acest etnofiletism a apărut când grecii aveau interesul să-și pună episcop peste alte popoare. Și s-a dat un canon că este păcat să vrei să ai episcop de neamul tău, pentru că ortodoxia este mai presus decât neamul. Și iată așa s-au făcut niște canone pe care astăzi propagandiștii ruși le folosesc în Republica Moldova. V-am dat doar un exemplu în acest context, dar în general canoanele sunt universale. Ceea ce diferă o patriarhie de alta sunt statutul sau regulamentul de funcționare interioară, unde aici deja pot să fie diferențe între una și alta. Dar canoanele sunt universale la fel. Patriarhia Moscovei a avut, conform canoanelor, a avut, să zic așa, scaun în ceea ce se numește astăzi Republica Moldova de la începutul sau a apărut cumva pe parcursul istoriei? Dacă este să vedem istoric, și tocmai aici este și teoria cu moldovenismul, pentru că ei au făcut această teorie ca să aplice canonele după bunul lor plac. Dacă este să ne uităm un pic în istorie, vedem că acel ținut între Prut și Nistru aparținea, era subordonat canonic mitropoliei de la Suceava, care ulterior s-a mutat la Iași. Adică mitropolia de la Iași de astăzi. Înainte de 1812, când rușii au cucerit această parte în urma războiului ruso-turc și au rămas cu această parte din Basarabia, această porțiune, zic, dintre Prut și Nistru, acolo exista deja formațiune religioasă care aparținea de mitropolia Iașului, niște episcopii de la Huș, care erau dincoace de Prut, dar aveau jurisdicție canonică și acolo. Bineînțeles, au venit rușii, au impus un episcop cu sila, au desființat celelalte, adică celelalte organizații religioase, parohii, ce erau ele acolo, care aparțineau de mitropolia Iașilor, și au înființat în locul lor aceste, să zic, organizații religioase care aparțineau de Moscova. În felul acesta, ei acum spun că Gavril Bodoni, și tot ne-l ridică pe Gavril Bodoni, el era practic pus acolo într-un mod necanonic, silit. Pentru că episcopia în sine, această structură bisericească, s-a înființat în mod necanonic. În perioada interbelică, după ce rușii s-au retras din Moldova, în urma primului război mondial, și a fost acea perioadă de libertate de câțiva ani de zile, mitropolia Basarabiei practic a fost reînființată, adică reînființată în contextul în care ea exista ca și organizațiile religioase, dar aparținea de Iași. Acum s-a înființat, aparținând de București, mitropolia Basarabiei, și această mitropolie avea jurisdicție în bucata aia dintre Prut și Nistru. Bineînțeles, în acea perioadă s-au construit foarte multe biserici. Regele Ferdinand, patriarhul Nicodim Munteanu, care a fost, dar și înaintea lui, Mirion Cristea, s-au implicat foarte mult în ceea ce a fost acolo în Basarabia. Și sunt zeci, sute, mii de biserici, locașuri de cult, care astăzi aparțin mitropoliei rusești, care au fost construite în perioada interbelică de români. Și care nu vor să le dea înapoi, și este de înțeles că fiecare ține de-a lui. Știți cum e în contextul ăsta. Da. Asta așa v-am spus câteva lucruri despre contextul istoric. Dar aș continua cu ceea ce s-a întâmplat când Patriarhul Teoptist, în perioada Patriarhului Teoptist, când s-a înființat mitropolia Basarabiei, această mitropolia Basarabiei, care practic a fost continuatoarea celei din perioada interbelică. Filorușii spun că mitropolia Moldovei este continuatoarea mitropoliei Basarabiei din perioada interbelică, dar nu este continuatoarea, este înlocuitoarea. Pentru că rușii, când au venit, preoții au fugit, care au reușit să fugă, au fugit în România, peste Prut, pentru că rușii au dat un ultimatum. Să aveți 3 zile să părăsiți Basarabia. Și intrăm. Ei, n-au durat acele 3 zile, că după o zi deja armatele rusești au fost până la Prut, iar cei care n-au trecut au rămas, indiferent chiar dacă tata a trecut, mama n-a trecut, ei au rămas și nu s-au mai întâlnit tot restul vieții. Mulți dintre ei au fost deportați în Siberia, au fost arestați ca și dușmani ai poporului și așa mai departe. Deci preoții, doar cei care au trădat
aș putea spune, au rămas în continuare mai departe. Și astea sunt foarte puține, adică care au trădat în contextul, hai să vedem și contextul, pentru că mulți dintre ei vreau să rămână, să slujească împreună cu credincioșilor, să nu-și părăsească credincioșii. În sensul ăsta spun. Și au rămas, dar astea au fost foarte puțini. Majoritatea au fost... au trecut prutul din coace sau au fost duși în Siberia, arestați și înlocuiți cu alții. Iar ceea ce a făcut Patriarhul Teoptist, practic n-a fost decât o reînființare a Mitropoliei Basarabiei din perioada interbelică, desființată de ruși în după al doilea război mondial, în 40-44, perioada aia. Am înțeles. Asta din punct de vedere istoric. Din punct de vedere canonic, ne confruntăm iară cu două ăsta. Rușii spun că, uite, noi am avut deja o mitropolie înființată din 44 și ați venit voi și ați făcut alta peste noi. Noi le spunem așa, voi ați fi cea pe care aveți pretenția că o aveți acolo, de fapt a fost înființată cu sila, că ați desființat-o pe a noastră. Și toată problema asta se va putea, să zic, lămuri la un sinod panortodox. Ceea ce încă n-au cerut nici rușii, nici românii să se întrunească în acest scop. Au fost niște negocieri, în care între patriarhi, chiar și pe vremea patriarhului Nicodim Munteanu, vedeți că cei care sunt proruși și acești propagandiști proruși care tot circulă ei prin Moldova, din România, acest Mihai Chirilă și cei din gruparea lui, susțin că, uite, ce spun rușii într-o carte undeva, citează dintr-o carte rusească, varianta rusească, dar nu citează și varianta românească. Tot în această carte, pe care ei au evitat, pe care au folosit-o doar paginile care le-au convenit, tot în această carte spune clar că discuțiile au rămas fără niciun rezultat. Adică nici românii, nici rușii nu s-au înțeles pe acest teritoriu al Basarabiei. Ceea ce a dus la alte negocieri după retragerea Rusiei din Basarabia, alte negocieri care de fapt nu au fost decât niște întâlniri în care fiecare vrea, adică românii vreau să-și reînființeze Mitropolia Basarabiei, rușii nu vreau să-și o retragă pe a lor de acolo. Și uite așa, pentru că rușii de ce? Pentru că Mitropolia Moldovei, a Chișinăului și a întregii Moldovei, nu este altceva decât un instrument de propagandă rusească în Republica Moldova de astăzi. Și ei aveau nevoie, Moscova avea nevoie de această mitropolie, pentru că altfel nu putea să țină poporul aproape de Rusia, dacă nu era această mitropolie. Și prin intermediul ei au reușit în oarecare măsură. Am înțeles. Bine. Părinte, am niște clipuri foarte scurte ca să nu... Înainte de aia, eu v-am trimis un clip cu Corneliu Coposu, nu știu dacă l-aveți, să-l punem un pic. Aș vrea să vorbesc un pic despre acel clip. De ce? Pentru că Patriarhul Nicodim Munteanu, când s-a dus să discute, să negocieze cu rușii, adică fețele bisericești rusești, cei mitropoliți, patriarhi și așa mai departe, a avut o surpriză. Și-a uitat umbrela sau un metanier ce s-a uitat înăuntru și când s-a întors după el, ce a văzut? De fapt, acei episcopi ruși cu care el stătea de vorbă și-au dat bărbile jos, în realitate erau niște oameni ai KGB-ului, care negociau cu Patriarhul României toată situația canonică din Basarabia. Dar ar fi bine să vedem ceea ce spune Corneliu. Haideți să-l ascultăm. Spuneți-mi un lucru care iarăși mă arde, ca să vă întreb și pe mulți, ca să știți. A fost uns frate regele Mihai sau nu? S-a făcut unger al lui de Patriarhul Nicodim? Sigur, de Patriarhul Munteanu. A fost uns de către Patriarhul Nicodim Munteanu. Acum să vă spun o chestie, fiindcă a venit vorba de Patriarhul Nicodim. Am avut o ocazie, asta e o chestie de senzație de altfel. Patriarhul Nicodim a fost invitat de Patriarhul Alexei al Moscovei la o vizită canonică oficială la Moscova. S-a dus, a avut acolo niște întâlniri, să zic, canonice, au discutat probleme de administrație și de organizare și
s-a terminat discuția care, de altfel, a însumat prezența a aproximativ 16 chiriari, mitropoliți, în frunte cu Patriarhul Alexei. Ceea ce vă spun eu este auzit cu propriile mele urechi de la Patriarhul Nicodem. Ce an? În anul 1946. Când m-am născut eu. După ce s-a terminat discuțiile canonice care au avut loc în sala Sfântului Sinod al Rusiei, de altfel impresia a fost deosebită, pentru că la primirea Patriarhului au participat o serie de fețe bisericești, iar condițiile, anturajul a fost deosebit de bine pus la punct. Înalt preasfințitul patriarh al României a plecat după ce a acordat acolada și sărutarea frățească celorlalte fețe bisericești și în ultimul moment și-a adus aminte că rozarul lui a fost uitat pe masă și cu pași repede s-a întors înapoi în sala de unde plecase. Și în momentul ăla a văzut pe mitropoliții care participaseră la dispută, demachiindu-se, scoțându-și bărbile și mustățele. A fost așa de șocat preasfințitul Nicodem Munteanu, încât i-a spus domnului Maniu: domnule președinte, mulțumesc lui bunul Dumnezeu că nu m-a lovit Dan Blaua. Am rămas cu gura căscată, am rămas înghețat, când am văzut că discutasem două zile probleme de dogmatică, de apologetică, cu niște agenți ai siguranței, adică ai KGB-ului, care după ce și-au terminat misiunea, s-au demachiat, s-au dus la treaba lor. Sigur că erau bine informați în probleme teologice. Am... Da. Ha. O poveste de domeniul filmelor agentul James Bond. Da, și fără, înainte de a vedea filmulețul ăsta, eu știam lucrul acesta de la un fost diacon, care acum nu mai trăiește, Dumnezeu să-l ierte, al fostului episcop Vasile Coman. Și el mi-a povestit faza asta și am ținut așa aminte ca pe o povestioară, dar acum când am văzut filmul, acum câteva săptămâni, mi-am adus aminte de ce spunea diaconul preasfințitului. Da, din păcate, cam așa au derulat discuțiile, negocierile dintre Biserica Română și Biserica Rusă referitor la Basarabia. Mă întrebam, părinte, dacă oare agenților securității noastre, fosta securitatea lui Ceaușescu, dacă au avut și ei astfel de manevre în spațiu public sau totuși ai noștri nu au mers chiar atât de departe cu impostura cum au făcut-o rușii. Cu siguranță, adică dacă... fiecare are, dar nu știm nivelul la care au ajuns. Dar de avut fiecare se implică, fiecare încearcă să-și lărgească antenele cât poate, dar nu cunosc nivelul la care s-au implicat. Bun, aș vrea să vă propun un clip al liderului studenților din Basarabia. Să-l ascultăm, să-l urmărim. Bisericești, preoții care slujesc și care sunt într-o relație strânsă, chiar intimă, cu serviciile rusești, propovăduiesc ideea că moldovenii nu sunt români. Le spun că voi sunteți moldoveni care români. Deși copiii învață la școală unele chestii, din familie poate știu alte chestii, ei la ora de religii sau la ora sau la biserică, ei le spun că ei nu sunt români, sunt moldoveni și sunt altă națiune. Preoții am trupul de Moldova care nu recunosc limba română ca fiind limba română. Îi spun că este limba moldovnească, este o altă limbă și noi nu trebuie să împărtășim această idee pentru că ne pierdem limba noastră. Aici, ca să facem introducere, limba moldovenească înseamnă limba română cu
cu, adică graiul basarabean, scris cu caractere chirilice. Respectiv, ei cumva în perioada în 1924, când s-a înființat Republica Autonomă Nistreană din stânga Nistrului, în perioada interbelică, ei de atunci au pus bazele unei limbi diferite. Ceea ce nu era de fapt o mare minciună, care ulterior în anii 60, cumva s-a acceptat că bă, este limba română, dar haideți să scriem totuși caracter chiric, să pătrăm niște aparențe, ca și cum ar fi limba moldovenească. E bine, sunt preoți care încă susțin chestia asta și spun oamenilor, comunităților, că uitați-vă că nu există limba moldovenească, ăștia ne distrug de fapt limba. Nu există limba română, nu există limba moldovenească, dar ăștia vin cu limba română și ne distrug limba noastră. Limba noastră moldovenească. Deci, împărtășesc în tocmai toate narativele rusești care au fost în perioada sovietică implantate în memoria colectivă a spațiului proto-nistrean. Foarte multe lucruri care merg preoți la Metropolia Moldovei. De obicei, toate narativele care sunt difuzate pe diferite canale de serviciile de informații rusești, practic sunt preluate din Metropolia Moldovei și vorbite în comunități. Da. Cum interpretăm ceea ce ne spune acest tânăr? Păi, practic, el povestește cumva, din punctul lui de vedere, ca și trăitor, ca și viețuitor în Republica Moldova, ceea ce simte el ca și român și vede diferența, vede manipularea pe care serviciile rusești le face prin Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove. Dacă ne uităm la antetul de deasupra, pe site-ul acestei mitropolii, vedem așa: Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove. Nu este doar a Republicii Moldova, ci este a întreagă Moldova, de la Carpați până la Nistru. De ce spun asta? Pentru că în opinia propagandei rusești, Moldova a fost cucerită de români. Deci Moldova este întotdeauna a fost un stat aparte, Moldova lui Ștefan cel Mare a fost un stat aparte și nu are treabă cu românii. Practic, românii au cucerit această Moldovă, iar rușii, Stalin, a venit și a eliberat-o. Iar biserica, mitropolia aceasta a Chișinăului și a întregii Moldove, merge pe aceeași linie cu propaganda rusească. Și aceasta, bineînțeles, pornește de sus. Chiar și oameni din jurul președintelui Vladimir Putin spun ideea aceea, purtător de cuvânt al Federației Ruse, vin cu idei de genul ăsta, în care spune că Maia Sandu practic acum inventează și vine și minte lumea cum că moldovenii ar fi români, dar ei de fapt sunt moldoveni, nu sunt români. Și pe acest principiu își înființează toată propaganda rusească interpretarea canoanelor. Adică românii n-au niciun drept în Moldova, pentru că ei n-au fost niciodată acolo. Moldovenii au fost acolo, nu românii. Și ținând seama de canonul 34 apostolic, care spune că fiecare neam să aibă patriarhia lui, așa transpus în limbajul nostru de astăzi, normal că ei pot să spună și ei vin și spun: păi voi n-aveți niciun drept în Moldova, pentru că ei nu sunt români. După ce vă băgați voi românii în Moldova? Ei sunt moldoveni. Și ei sunt moldoveni, au fost moldoveni de pe vremea lui Ștefan cel Mare, dar voi ați venit și v-ați băgat peste ei. Asta este politica rusească, pornind de la diplomația rusă de sus, prin ambasade, inclusiv prin Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, care practic prin asta nu face altceva decât să desnaționalizeze un popor românesc și să îl încearcă să-l moldovenească prin a-l rusifica. Sau să-l rusifice prin moldovenizare, cum să spun. Asta spune acest tânăr și înțeleg. Mai avem și eu când am fost acolo. Și am să vă fac un pic de completare până să continuați dumneavoastră. Cu foarte mulți oameni cu care am stat de vorbă acolo, îmi spuneau: știi, noi suntem moldoveni, noi nu suntem români. Voi români ați venit să ne dezbinați pe noi, că noi suntem moldoveni. Rușii au venit, au fost cei care ne-au apărat și propaganda asta rusească, care i-a învățat și în școli și în lungi perioade, încă mai au multe reminiscențe, pentru că ei trăiesc cu impresia că românii sunt cei care au ocupat Moldova. Și de aceea spuneam la început de acești politicieni români trădători după 89 încoace, care nu s-au implicat acolo și acum se văd rezultatele.
Acum, degeaba vin ei cu steaguri, cu coroane, asta nu folosește la nimic. Acolo trebuie să te implici în popor. Mai ales că sunt foarte mulți moldoveni români din Moldova, care sunt nemulțumiți că satele, orașele rusești au fost finanțate și modernizate cu bani din România, în timp ce satele românești au fost lăsate de izbeliște. Și iată rezultatul, pentru că atâta timp cât nu te implici în cultura lor, în partea asta de sufletească, intelectuală, ci te implici doar material și unde nu trebuie și cum nu trebuie, rezultatul se vede. Haosul, nemulțumire, apar toate astea, niște dezechilibre care se simt în popor. Inclusiv cea cu moldovenismul, care v-am spus, prinde foarte bine, pentru că așa au fost învățați, așa au fost educați, iar din România n-au fost instituțiile statului român, nu s-au implicat cum ar trebui și cum ar fi fost normal, firesc, să se implice în acest sens. Am înțeles. Mai are ceva de spus acest tânăr? Haideți să-l auzim puțin. Preotul la mine s-a fost bătut, de exemplu, din cei de metropolia. Foarte mulți preoți la metropolia Basarabiei sunt amenințați. Strani, deci n-ar trebui să existe așa ceva. Bine, tu ești cu patriarhie, eu sunt cu patriarhie, hai să slujim împreună, să ne vedem de sufletele oamenilor. Asta este misiunea noastră. Ei nu, pentru ei este vorba de teritorialitate, zici că sunt instinctele tribale ale oamenilor. Nu sunt, nu trăiesc ominești și nu trăiesc duhovnicești. De aceea, metropolia Basarabiei greu, foarte greu poate să intre în comunități. Comunitățile din start sunt dezinformate. Aparte antiromânismul, dar există și mituri, foarte multe mituri despre metropolia Basarabiei. Mai există și actori din România care vin aici, este un preotul Mihai... Mihai Silviu Chirilă. Chirilă, care a venit. Dar el nu-i preot și nu-i nici teolog. Nu-i nici teolog. Nu-i nici teolog. A absolvit teologia, dar nu-i recunoscut de Biserica Ortodoxă Română ca și teolog. Ei bine, el vine aici și ține lecții la Metropolia Moldovei, că eu sunt român, dar eu pot vă spun vouă ca teolog, că voi sunteți corecți și Metropolia Basarabiei nu este ca noi. Și urmărind foarte mulți preoți la Metropolia Moldovei, văd aceeași distribuire, același material care îl distribuie pe diferite canale. Au tot felul de canale din mass media, canale bisericești, deja desigur că site-urile parohiilor sau site-urile episcopiilor, metropoliei episcopiilor și ei distribui toți aceeași informații. Practic fac copy-paste și distribui și fiecare comunitate vede că de fapt metropolia Basarabiei nu este corect, nu este canonic și asta o spune un român. Este mai veridic chestia. Merge foarte greu transmisia. Dar am înțeles parțial ce a spus. Despre acest domn Chirilă l-am văzut și eu pe YouTube. Știu că are un canal pe YouTube, parcă Mărturisea Ortodoxă se numește canalul. E foarte așa vehement numele. Care este povestea din jurul acestui personaj de pe net, domnul Chirilă, care a observat că are o linie, așa, eu nu mă pricep. El tot trâmbițează cumva că ceea ce fac, să zicem, actuala conducere, dacă pot să mă exprim așa, Bisericii Ortodoxe Române este sfidătoare la adresa Sfintelor Canoane, este eretică din multe privințe, se invocă foarte des Sinodul de la Creta, se aduc tot felul de acuze, se face promovare pentru cei care refuză... figurile bisericești care refuză să mai își pomenească ierarhii la în timpul Sfintei Liturghii, așa cum trebuie să se facă. Deci care este povestea cu acest domn Chirilă? Acest Chirilă este absolvent al unei școli teologice, dar nu este teolog. El se prezintă în Ucraina, în Republica Moldova, ca și cum ar fi teolog. Bineînțeles, nu s-a dus întâmplător acolo, pentru că a fost într-un turneu mai mare. A fost chemat în mai multe orașe și sate, acolo unde comunitățile românești vreau să treacă la Metropolia Basarabiei. A fost el chemat de către Biserica Rusească să vorbească cu oamenii, să-i convingă să nu treacă la Biserica Românească.
Bineînțeles, el a venit pregătit cu niște canoane pe care le-a interpretat după bunul plac, exact varianta rusească, pentru că acum când vorbim de interpretări, vedem, rușii interpretează canoanele în funcție de moldovenism, iar noi le interpretăm în funcție de nația română care trăiește dincolo de Prut. Bineînțeles, Chirilă vine cu interpretările acestea rusești, sovietice, în care încearcă să convingă oamenii să nu treacă la mitropolia românească pentru că ar fi necanonică. Bine, este părerea lui, părerea rușilor, dar nu este și realitatea, pentru că această mitropolie a Basarabiei este perfect canonică, face parte din Patriarhia Română și nu a fost contestată de nimeni, doar de Chirilă și de câțiva episcopi din Republica Moldova. Ei au contestat. Nu au ce să conteste. Ideea e că aceste interpretări pe care el le face sunt interpretări vechi, pentru că el tot timpul este anti-BOR. Dacă mâine vine patriarhul și spune că laptele e alb, Chirilă vine și spune nu, că e roșu. Tot timpul îi gică contra la BOR. Iar a fost folosit. Eu așa trăiesc cu impresia, nu vreau să trăiesc cu impresia că a fost vândut. Eu cred că a fost folosit pentru că rușii sunt foarte buni psihologi și știu să manipuleze slăbiciunile omenești. Eu cred că a fost folosit în scopul de a face propagandă rusofilă în Moldova. Și aș vrea să cred că a fost folosit și că n-a fost vândut. Asta este, din păcate, ceea ce face el. Acum, să ne întindem la o poveste întreagă despre Chirilă și așa, nu cred că are rost, pentru că noi în România nu-i prea băgat în seamă. Am abordat pentru că, din păcate sau din fericire, nu știu cum să interpretez, îl văd și eu destul de des promovat, chiar și cred că cercuri de aici din Iași, anumiți oameni care știu că au avut niște atitudini așa necuvincioase și față de Înalt Preasfințitul Teofan, l-au tras de barbă acum câțiva ani când a fost sinodul din Creta. Eu pe vremea aceea nu aveam ce treabă cu biserica, eram ateu. Eu am aflat poveștile astea după ce m-am convertit și am rămas așa puțin surprins. Nu știu dacă e canonic sau nu să tragi pe cineva de barbă, dar cu siguranță politicos nu e. Cu o situație care poate s-a făcut vreun rău, te-a bătut sau ceva, îl tragi de barbă. Mă gândesc, nu știu, dar să te duci să tragi un ierarh de barbă, oricine ar fi el, că e ortodox, e neortodox sau oricât de ce părere proastă ai avea tu, mi se pare un pic așa de noaptea minții. Cei din gruparea respectivă, care acum le cam dăm prea multă importanță, au impresia că ei sunt adevărata biserică, iar noi ăștia suntem înșelați, suntem eretici, suntem așa. Da, într-adevăr, ierarhii noștri au făcut niște greșeli în Creta, au semnat niște documente care eu nu le-aș fi semnat, din punctul meu de vedere este o greșeală. Dar asta nu înseamnă că, exact cum spune, să tragem de grangă, să venim cu atacuri la persoană, cu înjurături. Mai ales ei au activitatea lor este doar pe internet, strict pe internet, nu au activitate în teritoriu. Doar pe internet, au conturi fictive foarte multe, sunt protejați de unii dintre ei de preasfințitul Longhin de la Bănceni, care, din păcate, văd că nu își pune punctul de vedere în situația asta. Ceea ce ar fi bine să lămurească treaba, pentru că mulți dintre ei sunt oameni protejați de el în perioada cât a oprit pomenirea. Și iată că acum acești oameni duc o campanie antiromânească în Republica Moldova, care nu face altceva decât să îi deruteze pe oamenii din Republica Moldova în ceea ce privește revenirea lor sau în apropierea lor de țara mamă și de biserica mamă. Am aici un interviu cu părintele Iustin Pârvu și se atinge și problema pe care o discutăm în momentul acesta și spune aici în articol: funcționarea celor două mitropolii ortodoxe în Republica Moldova a adus dezbinare printre credincioși. Rușii au pretențiile lor asupra bisericilor noastre, invocând chiar drepturi canonice pe de o parte, iar mitropolia Basarabiei pe de alta se vrea românilor și invocă legislația europeană ce îi permite libertatea activării. Cum vedeți rezolvarea acestei situații? Întreabă cel care a luat interviu și spune părintele Pârvu Iustin: mitropoliile au fost în mod special așezate în fața lumii ca să compromită biserica. Noi nu avem două mitropolii în Basarabia, noi avem nevoie de unitate creștină. Aceasta nu se face cu dihonia. O soluționare a acestor chestiuni e posibilă doar în cazul unei situații politice europene favorabile, pentru că toate sunt legate de Moscova,
fără care nu putem face nicio mișcare. Ce poate face Mitropolia Basarabiei cu drepturile sale stipulate de legislație? Nu trebuie să renunțăm la ea, ci să avem mult cap și înțelepciune cu care să ne putem ajuta creștinii noștri basarabeni. Ce vrea să spună Părintele Iustin aici? Exact asta și este. Nu trebuie să renunțăm la Mitropolia Basarabiei, dar trebuie să avem calm și înțelepciune, să putem să susținem creștinii noștri de acolo, să susținem românismul din Mitropolia, din partea asta Prut și Nistru, pentru că propaganda rusească face altceva prin acest moldovenism agresiv, nu face altceva decât să-i depărteze pe oameni de mama lor. Faptul că biserica a încercat să lege cumva neamul românesc de peste Prut cu neamul românesc de dincoace de Prut, care de fapt au fost întotdeauna neamuri surori, popoare surori și nu popoare surori, ci același popor, e corect spus. Faptul că biserica a încercat să facă treaba asta, cum spune părinte, nu este corect contextul politic, pentru că politicienii nu s-au implicat, au lăsat biserica singură în această misiune, iar biserica a făcut ce a putut și ea, ce s-a străduit și ea, cum a putut, începând cu Patriarhul Teoctis și cei care au urmat după aceea. Iar părintele Iustin cam asta spune. Aici se vede clar, părintele Iustin este în contradicție cu ce spun nepomenitorii și este firesc, pentru că părintele Iustin gândește echilibrat, nu gândește pătimaș. Și are o gândire echilibrată, o gândire limpede, duhovnicească și e normal să vadă lucrurile duhovnicește. Mai este un fragment care mi s-a părut interesant de scos în evidență. Spune reporterul: Republica Moldova, ar avea șanse să fie scoasă de sub comunism? Răspunde părintele Iustin: comunismul nu va muri niciodată, pentru că e așezat de multă vreme acolo. Este foarte activ în Basarabia, Europa Occidentală, e o Moscovie întreagă și oricare alegeri din zona noastră sunt doar pentru gloată. Continuă reporterul: de ce ne faceți atât de pesimiști? Și zice părintele Iustin: trăim realitatea ca urmare a celor aproape 50 de ani de comunism. Nu avem nicio șansă să scăpăm de el. Unica ce ne rămâne este mântuirea. Trebuie să urmăm școala noastră de înnoire moral-spirituală, iar pentru aceasta ne trebuie preoți distinși, mame deosebite, oameni care se ridice poporul prin modelul lor de viață. Și fac o paranteză, părinte, am închis citatul de la părintele Iustin Pârbu, fac o paranteză. Țin minte că am citit undeva, nu mai rețin exact acum unde, dar era tot un preot ortodox, dacă nu mă înșel, chiar din America, care spunea că comunismul nu este un sistem politic sau economic, este mult mai mult de atât, este o filozofie de viață, este o filozofie de viață în sine, la fel cum este și creștinismul. Și ăsta este motivul principal pentru care marxiștii, inclusiv astăzi marxiștii de oriunde ar fi ei, că sunt din Rusia sau că sunt din America sau că sunt din România, n-are importanță, urăsc creștinismul, pentru că nu e vorba doar de un sistem politic, nu știu, liberalism versus socialism. Este o însăși filozofie de viață care vrea să răstoarne cu totul niște valori de trai, de comunitate, de patrie și mai departe. Și atunci e clar că va intra în conflict cu ceea ce a definit lumea noastră în ultimii 2000 de ani, adică cu creștinismul. Ce părere aveți de chestia asta? Păi așa și este, pentru că, vedeți dumneavoastră, comunismul n-a făcut altceva decât să încerce să scoată pe Dumnezeu din viața omului. Bineînțeles, nu înseamnă că capitalismul e mai bun. Fiecare are părțile lui bune și rele și nu vreau să intru în politică. Dar comunismul are o parte anume de a te îndobitoci așa încât să te rupă de identitatea ta, de rădăcinile tale, de ceea ce s-au lăsat înaintașii tăi, adică te dezrădăcinează, cu alte cuvinte. Și această dezrădăcinare pe care o face comunismul, a făcut-o comunismul în timp, aceasta o face și acum în Republica Moldova, dar sub alte forme, sub forma moldovenismului, sub forma tot felul de diversiuni care le apar, în care să instige, să intrige împotriva românilor și a bisericii românești. Asta face. Practic, comunismul nu are niciun Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova și ceea ce face acum biserica din aceasta Chișinăului și a întregii Moldovei care aparține de Moscova, nu este decât un joc politic comunist. Bineînțeles, cu partidele care sunt și care sunt toate pe mână acolo. Pentru că vedem, dacă să studiem,
cursul evenimentelor, să vedem și revin la ceea ce am spus, adică Patriarhul Teoctist, când a înființat această mitropolie a Basarabiei, structurile politice de la Chișinău, care erau subordonate Moscovei, împreună cu biserica, această mitropolie subordonată Moscovei, s-au împotrivit foarte mult, efectiv au refuzat să înregistreze o mitropolie înființată de o patriarhie în mod canonic. De ce n-au refuzat pe a Rusiei? De ce n-au refuzat alte mitropolii care funcționau acolo ca niște secte? Nu, asta a României, asta a deranjat. În cele din urmă, românii au făcut o contestație, au ajuns la CEDO, s-au judecat la CEDO și peste 10 ani, în 2022, autoritățile comuniste de la Chișinău au fost nevoite să înscrie Mitropolia Basarabiei să fie recunoscută la Ministerul Cultelor din Republica Moldova. Dar ce au făcut rușii atunci? Bun, dacă suntem obligați să o înscriem, schimbăm un pic strategia. Toate bisericile care au fost a Mitropoliei Basarabiei le declarăm istorice și le trecem în proprietatea statului și le dăm în custoție Mitropoliei Rusești. Astfel încât chiar dacă se înregistrează Mitropolia Basarabiei, să nu aibă biserici, să nu aibă credincioși, să nu poată avea preoți, să fie doar înregistrează formal. Totuși, prin strădania Patriarhiei Române, au reușit să-și facă câteva biserici, să-și construiască altele noi. Chiar, de exemplu, în anumite sate de acolo care au fost construite biserici noi, sunt comunități foarte frumoase. Am fost acolo și am vorbit cu oamenii și chiar sunt bucuroși că aparțin de Patriarhia Română. Dar, v-am spus, pentru asta trebuie jertfă. Preoții care au mers acolo nu s-au dus acolo, cum găsim la noi aici în România, că mă duc bun că e bine să stai într-o parohie, că e loc bun și așa mai departe. Nu, oamenii s-au dus, cine a mers acolo s-a dus să se jertfească. În Basarabia este să fii un preot român este o jertfă. Să fii un preot rus este cumva o facilitate. Ca să înțelegem contextul în care discutăm, diferența dintre cele două, contextul respectiv. Am zis, vreau să trecem un pic mai departe și să urmărim un clip și după aceea o să-l comentăm. Pentru dumneavoastră, preasfințit părinte. Așa al care le-a arătat românilor unei țara lor. Hai să-l mai punem o dată, pentru că e foarte scurt. Deci ce reprezintă Stalin pentru dumneavoastră, preasfințit părinte? Ce reprezintă Stalin pentru dumneavoastră, preasfințit părinte? Așa al care le-a arătat românilor unei țara lor. Cel care le-a arătat românilor este țara lor. Cine este domnul pe care îl vedem, care ne spune că Stalin ne-a arătat cine este țara noastră? Este episcopul Marchel Mihăiescu, de Bălți și Fălești, aparține de Patriarhia Rusă, în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove. Acest episcop este cel care a confiscat palatul sau reședința Mitropoliei Basarabiei în 1992, au confiscat-o și a trecut-o cu forța în proprietatea Bisericii Ruse. Ulterior, această reședință a fost recâștigată din nou și urmează să fie retrocedată prin anumite formalități juridice înapoi Mitropoliei Române. Dar ideea care o are acest episcop și ceea ce spune acest episcop este de fapt ceea ce vă spuneam dumneavoastră mai înainte. Stalin a venit și a eliberat Moldova de români. Adică i-a trimis pe români în țara lor, dincolo de Prut. În sensul acesta se referă el că Stalin este acela care le-a arătat la români acolo unde este țara lor. Și de aceea, vedeți, tot conflictul acesta între cele două mitropolii, practic este un conflict alimentat de la Moscova, un conflict care nu urmărește altceva decât expansiunea Rusiei în cât mai multe zone pe care le-au avut înainte de desființarea Federației Ruse, inclusiv Moldova. Am înțeles. Mai avem cu acest episcop rus, mai este în funcțiune? El încă activează pe teritoriul Basarabiei? El este român de națiune. El spune că este moldovean. Okay. El spune că este moldovan. V-am trimis o captură de ecran în care el comentează la un comentariu pus de mine. Dacă o aveți acea captură, ar fi bine să o vedem. Pentru că e o fotografie. El spune acolo, eu sunt moldovean, nu sunt român.
Și este scris de pe site-ul Mitropoliei de Fălești, unde el este episcop. Deci el neagă că este român. El neagă că este român și spune că el este moldovean și că este bucuros că au venit rușii să elibereze Moldova de sub români. Și asta este concepția întregii mitropolii a Chișinăului și a întregii Moldove care aparțin de ruși. Uitați aici eu, așa, acolo unde e cursorul, am pus eu întrebarea dacă se poate mări. Așa. Ei spun de caterisirea nu-i validă, mergeți mai jos un pic. Și el spune așa, episcopul Marchel nu se consideră român, ci moldovean. Unde e cursorul acum deasupra dumneavoastră? Da. Vedeți? Eparhia de Bălți. Uh-huh. Deci ei merg pe ideea aceasta. Nu se consideră român, ci moldovean. Și atunci, în contextul acesta, el vine cu propaganda rusofilă, în care spune că, de fapt, Stalin a venit și a eliberat Moldova și le-a arătat la români unde e țara lor. Am și înțeles. Mai avem un clip cu acest episcop. Hai să-i spunem episcop, până la urmă este. Iată este ce spune episcop. Aici. Episcop Rus. E pe noi precum ca da, fi biserică ocupantă. Cei care în 1918 au fost, după cum zic ei, poftiți. Tare poftiți de moldoveni, încât le rupeau mâine ca să vină în Moldova, pe atunci numită Basarabia, în ospeție. Și ei au venit cu nahaica și cu mitralierile. Și au uitat să se întoarcă înapoi din ospeție, până când nu le-a amintit Stalin. Adică, oameni, aveți obraz, aveți măsură. Dar le-a plăcut, după cum se vede în Moldova, că peste un an, după ce i-a petrecut Stalin, ei au venit iar în ospeție. De data aceasta au venit odată cu baionetele fasciste și ca tot Stalin peste 3 ani să-i petreacă arătându-le unde le este țara lor. Și uitați-vă, oameni buni, cât cinism. Aceștia ne învinovățesc pe noi, precum că noi am fi biserică ocupantă. Măcar un pic de cântar în gândire, măcar un pic de deșteaptă socotință, de dreaptă socotință. Se sfidează orice umbră de bun simț. Bun, apare motivul ăsta, părinte. Este într-adevăr un motiv clasic în propaganda rusească, că rușii au denazificat România, au scăpat-o de naziști, de legionari și inclusiv Basarabia. Ar trebui că cumva au dreptate să spună că într-adevăr au luptat împotriva naziștilor după ce în prealabil ei erau prieteni, pentru că știm că au avut un pact Ribbentrop-Molotov. Naziștii au fost invitați la Moscova, Hitler și Stalin au fost, înainte de a se război unul cu celălalt, au fost prieteni. A fost un pact de neagresiune între Germania și URSS, au făcut parade împreună și de altfel chiar și în, asta știm clar, deși nu se mai spune ziua de astăzi, că în perioada pre-hitleristă din Germania nazistă, marxiștii germani și naziștii germani făceau front comun împotriva celorlalte partide care, să zicem așa, aveau puterea pe timpul acela în Germania. După aceea, de la diverse disensiuni ideologice și de altă natură, s-au certat și probabil au ajuns și în război, iar Hitler a crezut că poate să o ia pe urmele lui Napoleon și să cucerească Rusia și de aici au rămas dușmani până în ziua de astăzi, deși împărtășesc anumite puncte comune în gândirea lor totalitaristă. Și acest leitmotiv apare permanent, Stalin și poporul rus, libertate ne-a adus. Cum ar trebui să abordăm noi, duhovnicește, situația asta? Ce ar trebui să facem? Păi noi ar trebui să arătăm adevărata istorie. Ar trebui să arătăm adevărata istorie, pentru aceasta istorici ar trebui să-și facă datorie. Pentru că avem istorici, dar nu-și fac datorie. Foarte mulți dintre ei nu vor să se bage în conflicte. Păi nu, nu mă bag eu acolo, nu-i treaba mea. Eu sunt istoric doar la catedră și atât. Deci sunt istorici de birou care nu militează pentru a-și apăra istoria neamului lor.
Și de aici pornește toată problema. Și atunci, în cazul ăsta, dacă istoricii nu se implică, cum să spun, știți, ca și cu într-un organism, da? Dacă eu nu iau vitamine, infecția mă pătrunde tot mai mult. La fel este și asta. Dacă istoricii nu-și fac datoria, astfel de ideologii se răspândesc tot mai mult. Și iată rezultatul. Tot ceea ce spunea Plintistin, trădarea la nivel de politic și așa mai departe. Da, Sfinția voastră a întâlnit în România sau în Basarabia naziști care să facă propagandă nazistă și hitleristă și care să glorifice național-socialismul în prezent? Nu am întâlnit, mai ales partea politică prea puțin mă interesează. Nu am întâlnit, dar poate că o fi fost și nu i-am văzut eu. A trecut pe lângă mine fără să știu, dar eu nu i-am văzut. Pentru că mi se pare hilar să mai vii la 50 de ani, mai mult de 50 de ani de atunci și să mai spui că domne, românii sunt naziști. Asta mi-au spus-o și mie diversi basarabeni cu care am mai vorbit, basarabeni rusificați, din zona moldovenilor rusificați. Domne, că voi românii sunteți naziști, că aveți simpatii naziste și nu știu ce. Și eu stau și mă uit așa la el, adică nu știu ce să-i spun, cum pot să vii să mai spui așa ceva în 2024, că mai există naziști în România. Deci mi se pare absolut hilar, absolut hilar. Da, eu n-am întâlnit așa ceva. Sunt în România, n-am întâlnit naziști. Nici în Basarabia, unde am fost, n-am întâlnit. Dar dacă ei au întâlnit, să ne arate, să-i vedem. Ce să le spun. Ceea ce m-a impresionat pe mine la acest episcop, atitudinea, adică românii au plecat în Moldova în ospeție. Și a venit Stalin să-i petreacă înapoi la ei acasă, că a uitat să mai plece. Deci... Uh-huh. Vedeți manipularea asta și de ce Moscova ține așa de mult la această mitropolie a Chișinăului și a întregii Moldove? Și de ce ei încearcă să folosească tot felul de tertipluri, să spun, pentru a se apăra? Și ei cum se apără? Lovind în români. Pentru că asta e apărarea lor, lovind în români, pentru că n-au o istorie concretă, n-au o istorie reală. Și atunci lovește în cel pe care îl consideră adversar pentru a-l intimida, pentru a-l speria și cu unii merg, cu alții nu merg, când cum. Mai am un clip de la acest episcop, Marchel Mihăiescu, o să-l pun să ruleze pentru cei care vizionează podcastul și o să mă îndepărtez două secunde de la masă ca să aprind puțin lumina. Святить памятник Иисуса, образ Иисуса, статуи Иисуса Христа. Мы назвали его памятником христианской признательности. И этот наш, плод нашего труда, вот это то, что мы освятим, значит, посвящен тем, которые подняли этот храм, которые приложили свои старания молитвенные, свои трудовые, свои денежные старания, потому что в конечном итоге это никто не подарил молдавскому народу. Есть некоторые, которые думают иначе, так как наша страна была тогда оккупирована румынами, якобы это румынский, ничего подобного, ничего хорошего и доброго они здесь не делали. Они отсюда наоборот увозили, уносили то, что неправильно летит. Так им показалось, неправильно лежит. А то, чтобы они строили за их деньги на молдавской стороне, да Господи, Господь с вами, такое никогда не было, никогда в истории. Да, о минчуна. Бун, значит, сказано, что Românii n-au făcut nimic bun în Moldova, probabil doar au venit și au profitat de moldoveni, i-au exploatat, mă rog, de frații moldoveni, de basarabeni. Se vorbește în rusă, nu știu dacă traducerea e corectă, dar bănuiesc că este cât de cât corectă și da. Vreau să vă arăt ceva, să scot în evidență ceva. Vorbea în rusă, dar vorbea cursiv. Iar când vorbea în română, citea de pe foaie. Pentru că limba română nu o stăpânește bine. Sau moldovenească, cum o numește el. El, limba rusă o stăpânește, este cea care o stăpânește bine. Și se vede după cum vorbește. România donează. Dă aproape gratis gaz
pentru basarabeni să se încălzească. Și nu face distinție între faptul că unii sunt basarabeni rusificați și alții sunt basarabeni care n-au uitat că de fapt sunt români. Basarabenii care sunt rusificați, ei nu cunosc chestiile astea, nu știu că România are grijă de ei și nu doar atâta în timpul iernii. Adică orice le-ar spune acest episcop, ei nu văd și ei realitatea din jurul lor cu proprii ochi. Sunt profitori. Haideți să vă spun ceva. Foarte mulți dintre acești personal, nu știu cum să-i numesc, moldoveni, rusificați sau cum să-i numesc, fac studii în România, pe cheltuiala statului român. Au burse de studii în România și în Europa pe cheltuiala statului român. După ce își termină studiile, se întorc în Moldova și devin dușmani ai statului român și ai poporului român. Mulți dintre ei și-au făcut buletine, cetățenie română pentru a avea buletin, dar ei de fapt sunt dușmani și ai statului român. De ce? Pentru că el foarte bine, foarte bine vin cu 1000 de euro, cu 2000 de euro și-au făcut cetățenie română, fără să mai treacă prin filtrele care trebuie să trecute. Și foarte mulți ruși și-au făcut așa ceva la ambasada României. Și iată, Ministerul de Externe a României este vinovat pentru așa ceva, pentru că nu a filtrat ceea ce trebuie. Și atunci ne gândim și vedem că se întâmplă astfel de cazuri. Adică vin oameni care practic profită de noi și după aia se întorc împotriva noastră și ne devin dușmani dincolo, în Republica Moldova. Practic, noi ne-am făcut-o cu mâna noastră oarecumva. Că spuneați de cei care nu văd. Văd, pentru că cei care profită, văd. Și din moment ce fac treaba asta, nu se poate pune problema că nu văd. Își dau seama. Pentru că aici vorbesc într-un fel, când se întorc acolo vorbesc altfel. Unul din justificările care vin din zona pro-rusă în România este faptul că Biserica Ortodoxă Română este o biserică care s-a vândut scopurilor de ecumenism, în timp ce Biserica Ortodoxă Rusă este anti-ecumenistă și păstrează duhul ortodox intact de 2000 de ani. Mă rog, nu există ortodoxia în Rusia începând undeva pe la 900, dacă nu mă înșel, dar așa se prezintă. Și aș vrea să vă întreb, în primul rând, o să vă întreb pe față, există un duh ecumenist în Biserica Ortodoxă Română în prezent? Percepeți dumneavoastră așa ceva? La nivel diplomatic există. La nivel diplomatic. Dar okay. Nu popor. Am înțeles. Și atunci cum ne raportăm? Dacă spuneți că la nivel diplomatic, din cadrul bisericii, deci sunt figuri bisericești care promovează sau încearcă să sugereze cumva ecumenismul? Da, sunt fețe bisericești, sunt chiar și profesori care, vedeți, în România deocamdată ideea asta este încă, cum să spun eu, într-o contradicție. Sunt preoți sau episcopi pro-ecumeniști sau alte ecumeniști. Asta nu înseamnă, asta nu înseamnă că biserica în sine este. Pentru că dacă un preot greșește, nu înseamnă că biserica a greșit. Sau dacă un episcop greșește, nu înseamnă că biserica a greșit. Dar problema care este? În Rusia sunt foarte multe cântări corale cu influență catolică. Acum nu vreau să arunc cu noroi pentru ruși, față de ruși, pentru că nu ăsta este scopul meu. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră este rezultatul unei diversiuni făcute de propaganda moscovită în Republica Moldova pentru a-i depărta pe credincioșii practicanți de Biserica României. Spunând că, uite-te, vezi, de fapt, voi vă catolicizați dacă mergeți la Biserica Basarabiei. Voi o să vă schimbați calendarul dacă plecați la Mitropolia Basarabiei. Și tot felul de diversiuni de genul ăsta, care nu sunt altceva decât diversiuni. Adică noi, dacă am stat să căutăm acum aceleași greșeli în Biserica Rusă, le găsim mult mai mari de multe ori decât în Biserica Română. Dar se exploatează niște greșeli de genul ăsta, pe care ei încearcă, folosindu-se de ele, să exploateze ăsta. Exact cum vedeți, așa cum în imaginea care se vede, acești episcopi, patriarhul cu papa împreună, patriarhul Moscovei cu papa împreună, toate astea. E clar că
și ei, pentru că și acolo există o diplomație. Asta nu înseamnă că eu, dacă am stat la masă cu un pastor protestant, m-am făcut și eu pocăit sau m-am făcut și eu protestant. Sau dacă am mers cu el în oraș sau dacă am mers împreună la piață și am cumpărat ceva de la el, nu înseamnă că m-am făcut și eu protestant. Dau un exemplu acum. Noi la nivelul nostru avem o relație cu cei de lângă noi, ei la nivelul lor au o altă relație. Ei vor răspunde pentru ce fac, noi răspundem pentru ce facem. Dar chestia asta cu ecumenismul și cu asta este o manipulare, adică știți cum este? Ca și cum eu mă cert acum cu vecinul și toate belelele vecinului, toate relele vecinului, îi le arunc în față la ceilalți ca să-l fac pe el să-l împroște de noroi. Bun. Dar de fapt și eu fac aceeași prostie care face și vecinul, dar de mine nu spun numai de vecinul. Haideți să vedem puțin știrea asta de la Digi24, ca să nu se spună că folosim site-uri obscure. Mergem pe un site ultra cunoscut, Digi24. Vedem și după aceea vă adresez o întrebare în câteva secunde. Da. Московский патриархат и Святой престол с радостью сообщают, что по благодати Божией его святейшество Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, и его святейшество Папа Франциск встретятся 12 февраля сего года. Cu aceste cuvinte a fost anunțat un moment istoric, o premieră în aproape 1000 de ani. Capul Bisericii Catolice și cel al Bisericii Ortodoxe Ruse se vor întâlni pentru prima oară de la Marea Schismă, evenimentul care a împărțit lumea creștină între Est și Vest. O întâlnire care vine după multe încercări eșuate din trecut și după 2 ani de noi negocieri secrete între Vatican și Moscova. Готовившаяся в течение долгого времени встреча предстоятелей Русской Православной и Римско-католической церквей станет первой в истории и ознаменует собой важный этап в отношениях между двумя церквами. Папа Франциск и патриархул Кирилл vor petrece împreună 2 ore și jumătate, nu la Vatican, nici la Moscova și nici măcar în Europa. Întâlnirea istorică va avea loc pe un așa numit teren neutru, adică aeroportul din Havana, Cuba. Asta pentru că înaltul prelat rus e într-o vizită oficială în Cuba, în vreme ce suveranul pontif face o escală la Havana în drumul lui spre Mexic, unde va sta 5 zile. Sempre si è pensato dei luoghi neutri che fossero, diciamo, significativi per le due parti. Ora a Cuba e certamente anche fuori dell'Europa, questa è una interessante, diciamo, aspetto, ma è, diciamo, certamente un crocevia nel mondo di oggi. După o întrevedere privată, cei doi vor semna o declarație comună și vor susține discursuri. Dar, deși întâlnirea liderului lumii catolice și patriarhul celei mai populate biserici ortodoxe are o importanță religioasă extrem de mare, miza politică este și mai mare. Cei doi lideri vor vorbi despre pacea mondială, precum și despre persecutarea creștinilor în Orientul Mijlociu. Dar cele mai sensibile subiecte vor fi, cu siguranță, cele legate de rolul Rusiei în războaiele din Ucraina și Siria. Con viva preoccupazione seguo la drammatica sorte delle popolazioni civili coinvolti nei violenti combattimenti nell'amata Siria e costrette a abbandonare tutto per sfuggire agli orrori della guerra. Mentre faccio appello alla comunità internazionale affinché non risparmi alcuno sforzo per portare con urgenza al tavolo del negoziato le parti in causa. Solo una soluzione politica del conflitto sarà capace di garantire un futuro di riconciliazione e di pace a quel caro e martoriato paese. Într-un interviu pentru Corriere della Sera, suveranul pontif vorbea despre întâlnirea cu patriarhul Kirill ca despre o șansă de a îmbrățișa din nou pe frații ortodoxi, dar nu numai. Trebuie construite punți, pas cu pas, până se ajunge să fie strânsă mâna celui care se află de cealaltă parte. Punțile sunt durabile și contribuie la pacea în lume. Zidurile nu, acestea trebuie distruse, nu construite.
Ele sunt sortite căderii unul după altul. Să ne gândim la cel de la Berlin. Părea etern și a căzut într-o zi. A declarat suveranul pontif, care vorbiți din nou despre războiul mondial pe bucăți cu care ne confruntăm. El a adăugat că Rusia, dar și China pot face mai mult pentru pace. În trecut au existat papi care s-au întâlnit cu Patriarhul Constantinopolului, considerat în mod simbolic liderul Bisericii Ortodoxe, dar o întâlnire cu Patriarhul Moscovei a fost până acum o misiune imposibilă. O scurtă privire. Bun. Părinte, vis-a-vis de acest material pe care tocmai l-am urmărit, am puțin mai multe întrebări. În primul rând, văd că și în acest sfânt post, ca și anul trecut, tot în sfântul post al Paștilor, reapare această discordie între noi, ortodoxi și români, cu privire la data Paștilor. Încerc să duc puțin discuția și într-o altă zonă, dar nu foarte mult. Anume, este tabăra mai internaționalistă, să zic așa, care dorește schimbarea datei Paștilor pe același caldarând cu catolicii și cu protestanții, și cealaltă tabără, mai nu știu cum să o numesc, care dorește păstrarea acestei date, care coincide cu cea a Patriarhiei Moscovei. Și bineînțeles că motivul principal care este invocat de primii, cei cu schimbarea datei, este faptul că Rusia face ceea ce face în Ucraina și că n-ar trebui să sărbătorim, că e calendar vechi și că nu știu ce, și că ar trebui să fim în pas cu moda, mă rog, zic și eu așa, moda occidentală, și să sărbătorim Paștele cu catolicul. Și se interpretează asta ca o dovadă clară de ecumenism. Mai mult, anul ăsta am văzut și discuții care spun că este ok să spui unui catolic, iată că acum e o disensiune mare, o pauză mare între Paștele catolic și Paștele ortodox, aproape o lună de zile. Este greșit să spui unui catolic în public, ca și preot, Hristos a înviat. Trebuie, dacă e, să-i spui numai în privat, să nu te audă nimeni. Eu personal n-am înțeles chestia asta, pentru că nu, probabil nu am cunoștință. Dă o secundă, stați să construiesc ideea. Deci, disensiunile la noi pe partea cu schimbarea datei Paștilor, acolo personal nu sunt de acord. Dar asta cu uratul unui catolic, Hristos a înviat, nu cred că comit o erezie dacă îi spun chestia asta. Mai ales că eu știu că la fiecare sfântă liturghie Hristos învie acolo pe masa unde preotul pregătește proscomidia și taina împărtășeniei. Hristos învie la orice sfântă liturghie, deci nu știu dacă mă costă mântuirea sufletului dacă îi spun unui catolic sau dacă devine eretic sau ecumenist. Dar pe de altă parte și Moscova folosește această propagandă, deși tocmai am văzut și această știre de la Digi24 este din 2016, deci nu e ceva recent, iată sunt 8 ani de atunci. Și sunt încercări care, dacă și noi am vrea să jucăm aceeași carte a propagandei, am putea să spunem, ia uite, Moscova și Patriarhul Kiril sunt ecumeniști, vor să o pună de o alianță cu Vaticanul și vorbesc de pace globală și nu știu ce, și asta clar e ecumenism, deci am rezolvat treaba, Patriarhul Kiril e ecumenist, acum ce mai zicem? Deci luați-le pe rând. Deci prima mea întrebare este legată de devine ecumenist dacă eu ca ortodox îi spun unui catolic, frate, Hristos a înviat, nu sunt de acord cu tine pe chestii dogmatice, dar nu mă doare cura să spun Hristos a înviat, asta e tot, nu mă rog cu tine, nu servesc cu tine Sfântul Liturghie, rămânem prieteni și atât. Apoi, schimbarea datei Paștilor. Să le luăm pe rând, că după aia uit. Ok, ok. Cum să zic, eu, de exemplu, am un fost coleg de facultate care e catolic. Și chiar mi-a trimis un mesaj acum, o iconiță de-a lor catolică pe care scria Hristos a înviat. Și eu i-am spus, adevărat a înviat. Dar nu cred că prin asta e ecumenist. Adică dacă eu îl respect pe el ca om, sărbătoarea lui să se țină cum vrea și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să-mi o schimb. Pentru că noi avem niște canoane, apropo ce m-ați întrebat la început. Sunt niște canoane universale peste întreaga biserică ortodoxă care reglementează data Paștilor. Și asta nu putem noi schimba pentru că așa vrea Papa Hagi sau nu știu ce mai... Baconski, Bănescu. Trecători din ăștia prin lumea asta, care astăzi îți mâine nu-s. Ăștia, vremelnici din aceștia. Nu putem să schimbăm noi și nici nu e corect și chiar sunt unul dintre cei care mă împotrivesc să schimbăm data Paștelui și ați văzut când au încercat niște trecători din ăștia prin lumea asta să zic să schimbe data Paștelor. Eu așa îi numesc trecători pentru că nu au o valoare duhovnicească să rămână în istorie, să nici o valoare
din niciun punct de vedere să rămână în istoria țării sau a bisericii. Și ei doar își dau cu părerea pentru că ei probabil au jocurile lor prin Occident sau cine știe ce interese au. Normal, aceste canoane reglementează clar data Paștelor, prima duminică cu lună plină după echinocțiul de primăvară, stabilită de Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic, și Sfinții Apostoli spun așa la Sinodul Apostolic din anul 50, să nu cadă odată cu Paștele evreilor. Acum, dacă catolicii au sărbătorit această 1000 de ani această data Paștelor și după aia au schimbat-o, cine oprește să vină înapoi? Noi am dat afară din biserică, noi le-am schimbat data, dacă ei au schimbat-o, ei să vină să, dacă vor să sărbătorim împreună, cu drag să vină să sărbătorim împreună, nu avem nicio problemă. Dar să, dacă vor să fie la aceeași dată. Faptul că vor să schimbe data și să fac presiuni din Occident ca să se schimbe această dată a Paștilor, este o dovadă a implicării, să zic, politicului în tot felul de lucruri care ajung inclusiv în mediul bisericesc. Acest lucru care se numește sergianism după limbajul rusesc, sergianismul pe care îl găsim atât în Rusia, cât și la Constantinopol, cât și în Europa și peste tot. Implicarea politicului lui în biserică, sub forma aceasta cu Papa Hagi și Baconski și oamenii ăștia care astăzi îți mâine nu-s, asta este o chestie tot așa de joasă speță, care nu au treabă cu și nu au argumente canonice, nu au argumente serioase, argumentele lor sunt așa, dezvine să râzi. Dar da, ei susțin punctele de vedere, ei urlă, ei se aud, noi ne ținem sărbătorile noastre mai departe și mergem pe linia noastră. Că mass media, o parte a mass mediei și o parte a politicului face presiune în acest sens, eu sper că ierarhii noștri și mai marii noștri bisericești să reziste, să nu cedeze. Iar dacă vor ceda, poate că va fi o schismă. Dar deocamdată eu sper să nu cedeze. Întrebarea mea este vis-a-vis că nu degeaba am adus în discuție și chestia cu schimbarea datei Paștilor, pentru că cei care sunt în tabăra pro-schimbarea datei Paștilor îi critică pe ceilalți că sunt de partea Moscovei și noi până acum am încercat să... N-are nicio treabă cu Moscova, pentru că Patriarhia de Ierusalim au aceleași canoane, aceeași dată a Paștilor, care o avem și noi, și care are și Moscova, și care are și Patriarhia Antiohiei și toate celelalte patriarhii. Deci asta înseamnă că Patriarhia de Ierusalim este moscoviți? Nu, n-are nicio treabă. Sunt niște coincidențe de dată care sunt reglementate de canoane, nu de politică și nu de simpatii pro-rusești sau pro-americane sau știu eu ce bazaconile mai trec la unii prin cap. N-are nicio treabă. Deci, lucrurile sunt strict canonice și atât. Și ca să închei această scurtă paranteză despre ecumenism, în ce situație, părinte, duhovnicește și canonic, s-ar putea realiza o mișcare ecumenică între noi ortodoxi și catolici? În ce situație, ce condiții ar trebui să se îndeplinească pentru ca să vorbim de un ecumenism real? Adică nu la modul să facem, să ne unim pur și simplu și da, voi veniți cu regulile voastre, noi venim cu regulile noastre și facem un compot. Eu vă spun, pentru asta trebuie să se întâlnească sinode. Nu hotărăște Eftimie sau știu eu, părintele Cutare sau la biserica Cutare sau nu știu ce alt teolog de internet sau chestii astea sau Baconski sau Papa Hagi sau care o fie ei. Nu, astea se întâlnesc sinoadele, se discută în sinoade și sinoadele trebuie să stabilească. Dar corect ar fi această unire să se facă și chiar este binevenită să se facă, dar cu condiția ca cei care s-au depărtat de învățătura bisericii primare să revină înapoi la învățătura bisericii primare, adică să se lepede de ereziile de până acum, de toate inovațiile și tot ce au schimbat până acum, să revină înapoi la ele, să se lepede de ele și ne bucurăm de unire. Adică nu înseamnă că dacă vrea o putere politică mondială să schimbe ceva din învățătura bisericii sau să ne unească așa de dragul de a fi uniți, pentru că nu suntem partide politice cum se unește PSD cu PNL. Azi se ceartă, mâine se împacă. Deci nu se poate așa ceva. Deci biserica e biserica. Aici e vorba de ceva sacru, nu de hârtii făcute în tribunal. Iar o unitate între biserici poate avea loc doar prin sinoade și prin căința celor care s-au depărtat de învățătura apostolică. Știți de ce vă întreb? Pentru că în discursul Papei, pe care l-am ascultat în reportajul de la Digi24, el vorbește de pacea lumii,
În altul pontif vorbește de pacea lumii și spune că soluția la pacea lumii, asta mi s-a m-a frapat un pic, nu spune că e o soluție duhovnicească, nu spune șansa la pacea lumii este Dumnezeu, întoarcerea la credință, reracordarea omului la duhul creștin adevărat, ci spune este o soluție politică și ca soluție politică, printre altele, menționează și cumva, nu zice pe față o, să zicem, înlăturare a marii schisme de la 1054, dar cumva bate un apropo așa mai de departe, cu eleganță diplomatică, bineînțeles, că ar fi posibil o unire, dar nu de dragul unui duh creștin, da, și a reunirii celor două biserici surori, ortodoxă și catolică, ci de dragul păcii lumii. Și vă întreb atunci, așa am închis paranteza despre ecumenism, se merită jertfa renunțării la, nu știu, noi ortodoxi renunțăm la niște criterii ale noastre și ei catolici renunță la niște criterii și de dragul păcii lumii, ca să nu mai fie războaie, cumva ne gândim dacă se vor uni cele două biserici surori, va fi pace în lume. S-ar lua în considerare astfel de idee sau orice ar fi, canoanele sunt bătute în cuie, nu sunt negociabile? Nu există biserici surori în situația asta. Biserici surori sunt Biserica României, a Rusiei, a Greciei, a Ierusalimului, Antiohia, Alexandriei, astea sunt biserici ortodoxe surori. Biserica ortodoxă și cu Biserica catolică nu sunt biserici surori. Sunt, nu există, dar n-au cum să fie biserici surori. Faptul că au fost împreună, catolici au fost ortodoxi până la 1054, asta nu înseamnă că au rămas surori cu noi din moment ce s-au rupt și s-au despărțit. Vedeți ce s-a întâmplat la 1054. Patriarhia Romei s-a despărțit de celelalte patriarhii ortodoxe și a devenit ea, de capul ei, o biserică aparte. Dar e problema lor. Dacă e așa vor, e problema lor. Noi n-avem cum să ne unim și să, așa, ca un partid politic, cum am spus mai înainte, pentru că aici sunt vorba de, e vorba de dogme, de canoane, de rânduieli, de niște rânduieli bisericești, administrative, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne certăm cu alții de alte religii. Nu, eu nu mă cert. Chiar nu mă cert. Cine vrea să certe, să o face pentru că are un duc de ceartă în el, dar asta nu din motive de credință, iar războaiele. Pentru că Papa spunea că s-ar face pace în lume dacă s-ar împăca bisericile. Nu e adevărat. Pentru că războaiele nu sunt datorită bisericii. Războaiele sunt datorită politicienilor, dorința unora de expansiune, de a cuceri pe alții, de a subjuga pe alții. Acolo trebuie să lucreze Papa dacă vrea să facă pace. Nu să unească bisericile așa după cum vor unii și alții. No, asta nu e motiv. Deci, în Cuveit, cine a intrat? În Serbia, cine a bombardat? În Ucraina, cine a dat? Păi trebuie vorbit cu acei lideri politici. Nu au treabă unirea bisericilor cu liderii politici care vor să își arate mușchii unul altuia. Deci este ca și cum eu sunt bolnav, de mă doare capul, dar îmi iau un medicament pentru picior. Nu. Trebuie să-și caute tratamentul acolo de unde e boala. Bun, mergem mai departe. Avem un alt video, haideți să-l vedem. Precum am vrea să ne extindem canonic bisericește, inclusiv și teritorial, frica ca nu cumva să aibă loc Marea Unire, frica să nu vină aici clerul român, ca nu cumva să ei să fie absorbiți de patriarhia română. Toate acestea, pe ansamblu, dau o naștere la un comportament ostil față de tot ce este românesc. Bun, înțeleg că părintele Teodor este părinte român sub Biserica Ortodoxă Română. Cum comentați ceea ce a zis Sfinții Sa? Da, este unul dintre preoții care au trecut de la Mitropolia Rusească la asta românească și a fost caterisit de către ierarhii Republicii Moldova. Bineînțeles, caterisirea asta nu e validă pentru că e o caterisire dată de ambiție, de să spun de o caterisire dată pe nervii personali, supărările personale, date la intimidare, dar nu are nicio valabilitate. Cu atât mai mult că Patriarhia Română nu recunoaște aceste caterisiri. Ideea e în felul următor. Părintele vorbește despre prigoanele care sunt și despre tot ce este ostil
bisericii românești și românismului în general în Republica Moldova. Știe pentru că a trecut prin așa ceva. El este chiar, are o parohie undeva aproape de Transnistria, în partea aia. A trecut prin așa ceva, la câțiva kilometri de Transnistria. Este unul dintre cei care a fost denigrați, a fost umilit, a trecut prin grele încercări, ajungând să ajungă la Mitropolia Românească. Și am stat de vorbă cu el și mi-a spus că el de mult își dorea acest lucru să vină. Și am stat de vorbă, să vă fac o paranteză, am stat de vorbă cu preoți care aparțin de Patriarhia Rusă. Și mi-a spus că noi vrem să venim la Mitropolia Basarabiei, dar încă nu putem pentru că sunt cu ghearele pe noi. Deci nu putem. La mulți li frică, iar mulți, iar dacă trec, cum să spun, rămân fără biserică și fără enoria și riscă să treacă așa numai, fără singur, doar singur. Și atunci el vrea, pentru că mulți vor să treacă, pentru că populația din parohiile lor vor. Foarte multe în sate românești, sunt sate românești unde oamenii vor să treacă, iar preotul nu are curajul să o facă. Nu are curajul pentru că se teme că vin cu autoritățile, vin la primărie, vin nu știu ce, pentru că oamenii, autoritățile locale sunt și acum în mare parte afiliate unor partide prorusești, cum e Partidul Șor. Da? Acești preoți cumva stau și așteaptă momentul potrivit. Mai este un aspect. Acum, pentru că a ajuns Maia Sandu președintă, cumva se încearcă să se dea o libertate. Cine vrea să treacă la Mitropolia Basarabiei să treacă, cine vrea să rămână la aia Moldovei să treacă. Dar încă legile nu sunt clare. Și nu au făcut acest pas. Dar sunt mulți care spun că vor să treacă și dacă ori trece, ori trece, dacă nu, asta rămâne să vedem pe viitor. Dar ceea ce spune părintele Pelin aici este exact ceea ce simte el, ce trăiește el stând acolo. Adică vorbești despre unirea cu României, unirea Basarabiei cu România, riști să fii catalogat un fanatic, un fascist, un om care își vinde țara, poporul, adică tu vinzi neamul moldovenesc la români, știți, mentalități de genul ăsta. Adică tu vinzi neamul moldovenesc la români, dacă treci la Mitropolia Basarabiei. Au fost și preoți din Republica Moldova care mi-au povestit că au întâlnit și astfel de situații. Adică protopopul i-a spus așa, tu dacă trădezi Moldova și te dai cu românii, te caterisim și te expulzăm de aici. Te dăm afară din sat și punem alt preot în locul tău. Au fost preoți care au fost deja amenințați cu așa ceva. Și părintele a trăit și a simțit pe pielea lui. Din păcate percep și la Maia Sandu, că ați menționat-o, și la cei din jurul ei, că nu are curajul sau nu are interesul. Nu pot să-mi dau seama exact, dar în orice caz se vede că nu îi vine o dorință bine exprimată în fapte de a face unirea. Pentru că din punct de vedere politic, cele două parlamente ar trebui să declare într-o bună zi unirea și asta ar fi să rezolva în câteva ore practic toată treaba. Dar este clar că în Basarabia, parlamentul lor nu vrea să facă chestia asta și nici Maia Sandu nu a venit nici măcar cu o declarație clară din gură să o spună. E foarte evazivă când vorbește pe subiectul ăsta și la fel și Parlamentul României. Sunt doar câteva voci în ultimii 3-4 ani care au intrat în Parlament și care vorbesc pe față. Restul, cu excepția inițiativei lui Băsescu de a da buletine, restul nu prea a fost cine știe ce. A fost o inițiativă electorală cu buletinele. Da. Am un clip chiar cu Patriarhul Kiril. Haideți să l-ascultăm ce spune bine, despre. Puneți clipul, mă duc și eu să aprind becul, bine? Bine. То, что сегодня нас соединяет и есть основа бытия народа Молдовы. Capul Bisericii Ruse a oferit în dar Catedrale Mitropolitane o icoană pe care a primit-o în timpul ultimei sale vizite la muntele Athos. Это икона Божией Матери Адигитрии, путеводительницы. Пусть она помогает народу Молдовы, всем вам, мои дорогие, церкви Молдовы,
идти спасительным путем. La rândul său, Mitropolitul Moldovei Vladimir i-a dăruit Patriarhului o icoană cu chipul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Vocea Mitropolitului tremura de emoții. Ваше святейшество, в знак вашей любви, в знак нашего уважения к вам, примите в этот день образ святого благоверного воеводы Ștefana cel Mare, который охранял эту землю и который, надеясь на то, что он вам напомнит о том, какими великими людьми прославилась наша Святая Православная Церковь в Молдове. Da, eu din ce știu, Ștefan cel Mare nu a vorbit rusă, dar e posibil să mă înșel. Cum vede situația? Cum vede situația, părinte? Exact ceea ce vă spuneam până acum, această manipulare care se face că Ștefan cel Mare, Moldova a fost poporul moldovean, că vedeți, nu vorbește despre poporul român, vorbește despre poporul moldovean. Poporul moldovean, care l-a avut aici ca Ștefan cel Mare, ca și conducător și care a luptat pentru Moldova. Da, asta este, dar ei nu știu sau nu vor să știe că Ștefan cel Mare a ajuns de a fost în relații foarte bune cu românii din Muntenia, din Ardeal. Chiar a ajuns de multe ori să își pună anumite sau să aibă anumite rudenii ca domnitori în principatele române din afara Moldovei, mă refer din Muntenia, prin Ardeal și așa mai departe. Nu, ei acolo folosesc cuvântul și ideea aceasta de moldovenism antiromânesc. Adică noi suntem moldoveni, Ștefan cel Mare a luptat pentru Moldova. Adică eu ca și cum a spune că adică îl folosesc numele lui Ștefan cel Mare, dar într-un mod fals, într-un mod diversionist. Nu în modul real, istoric, în care a fost cu adevărat. Pentru că Ștefan cel Mare, exact cum spuneți, n-a vorbit rusă, a fost român, este român tot poporul moldovean, dar nu, ei nu vor să vadă asta. Ei vor să vadă că, exact cum am spus mai înainte, această construcție falsă, care se bazează pe poporul moldovean și care, de fapt, este supus Rusiei. Părinte, ne apropiem de final și o să încheiem cu o discuție pe care ați avut-o cu un tânăr din Basarabia. Hai să vedem ce spune dânsul. Da, sunt moldoveni, români și ruși în Moldova, nu? În Moldova sunt mai multe, sunt și arabi, sunt și arabi. Turci, sunt și uzbeci, sunt și da. Tagici. În Moldova sunt multe nații. Eu nu sunt nazist. Nu rasist. Nu, nici nu trebuie, că nu. Nici nu trebuie. Mai eu întreb așa ca să știu eu, să gândesc eu, știi? Poți să lămuresc una? Da, limba moldovenească. Da. Este ceva între mijloc de limba română și rusă. Am înțeles. Să mă înțelegi. Care ar fi cuvintele care ar fi? Nu știu ce exemplu să vă dau, dar să mă înțelegi așa că jumătate de cuvânt este românesc, jumătate de cuvânt este rus. Aceasta este limba moldovenească. Am înțeles. Și dăm câteva exemple așa ca să pricep eu la cap, să îmi fac o idee așa, că eu nu prea cunosc limba asta cum e, știi? Da. Eu dacă n-am fost și n-am umblat, nu prea cunosc așa. Da, dar în Moldova cu limba românească toți să mă înțeleagă. Toți să mă înțeleagă. Eu pur și simplu nu am idee ce exemple să vă dau. Într-asta e problema. Nu am idee ce exemplu să vă dau. Eu vorbesc excelent și limba română, și moldovenească și rusă. Deci tu știi trei limbi: română, moldovenească și rusă. Și ucraineană. Și ucraineană. Și ucraineană. A, patru limbi. Patru limbi. Am la înțeles. Perfecție. Eu pot să vorbesc pe patru limbi. Vedeți? Posibil să fac unele greșeli, dar eu vorbesc, pur și simplu sunt puțin. Am înțeles. Eu vorbesc și limba română la excelență. Eu pot să vorbesc cu dumneavoastră foarte bine pe română. Eu pot să vorbesc cu prietena mea, care eu mă întâlnesc deja de mult timp. Da. Pe limba rusă. Am înțeles. Ea mă înțelege, dar inițiativa mea, eu învăț pe ea limba română. Că ea să fie mai ușor în Moldova. Am înțeles. Deci cu româna te descurci mai ușor în Moldova,
Și da, dar cu care română te descurci mai bine? Cu moldovenească sau cu română? Cu amândouă. Cu amândouă? Vedeți că limba română este română, dar limba moldovenească, la excelent, fără greșeli, este limba română la noi în Moldova. Am înțeles. Dacă tu vorbești excelent moldovenească, asta se socoate ca limba română. Da, la biserică de care limbă vorbește? Română. 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 Eu vă spun... Și moldovenească unde se folosește? La primărie? La școală? Mai mult nici la școală, nici în deopște. La deputați, la toată treaba asta, se vorbește limba română, dar română se coate ca națională moldovenească. Dar moldovenească este jumătate română, jumătate rusă. Dar mai mult, ca să vorbești, cum se zice, limba moldovenească excelent, vorbești română. Aici puțin situația e probabilă. Da, pe mine mă interesează așa, cam care ar fi diferențele și asemănările și toate între limbile astea, știi? Ce se vorbește pe aici, prin Republica Moldova. Aici e... Nevastă, dacă să vorbiți limba română, toți va înțelege. Dacă să vorbiți limba rusă, pur și simplu, în oamenii care pe mine mă înconjor, vorbesc mai mult limba rusă. Acolo, în mediul unde trăiești. Da. Chiar și prietenul meu vorbește doar limba rusă. Eu acum o învăț limba moldovenească, română. Am înțeles. Da, discuția e mai lungă, dar ideea e cam aceeași. Situația puțin e diferită. Da, eu sunt foarte confuz, pentru că el nu știu dacă își dă seama că are niște fracturi de logică mari de tot. Dar nu numai el, ci toți care au aceste idei au probleme de logică. Niciunul nu poate să explice care este diferența dintre limba română și moldovenească. Fiecare spune în felul lui. Dar nu există o diferență clară. S-a făcut un dicționar, propaganda rusă a făcut un dicționar română-moldovenesc. Dar practic eu aiurea de dicționar. Adică cum în ardeală spune brâncă, în ardelenească înseamnă mână în românește. Ce nu? Adică brâncă e un cuvânt care se folosește la țară, în Ardeal. Dar nu este limba ardelenească, limba moldovenească, limba oltenească, limba bănățeană. Acestea sunt dialecte, nu sunt limbi. Și manipularea este ca și cum spune că eu nu sunt român, eu sunt ardelean. Sau altul spune că eu nu sunt român, eu sunt oltean. Sau știu eu, ce mai... Nu sunt român, sunt bănățean și așa mai departe. Este clară, diversiunea este foarte clară și cu probleme de logică, exact așa cum a sesizat. Și toți cu care stai de vorbă și le ceri o explicație care este diferența între română și moldovenească, fiecare vine cu o aburare de explicație de niciunul nu are ceva coerent, ceva concret. Ci doar teoria moscovită. Și de ce spun asta? Uitați, de exemplu, i-am întrebat, cum vă explicați că avem amândouă țări același drapel, roșu, galben și albastru? Păi da, românii l-au furat de la noi, că românii n-au avut așa, s-au luat și românii după moldoveni. Poftim întrebare pe care, răspuns pe care l-am primit de la niște rusificați din Moldova. Sau i-am întrebat de Ștefan cel Mare, de Ion Creangă, de Ion Aldea Teodorovici, care, de George Enescu, de Porumbescu, de Ciprian Porumbescu, de Grigore Vieră, de Mihai Eminescu. Băi, ăștia au fost moldoveni, dar ce au fost? Au fost români, da? Păi nu, n-au fost români, au fost niște moldoveni. Deci, efectiv, orice spui și exact cum spuneți, cu bulă de logică greșită, ei merg pe ideea că nu, ăștia nu sunt români, sunt moldoveni. Deci, numai noi spunem că sunt români, dar spunem în mod greșit. Ei spun în mod corect că Eminescu și ceilalți au fost moldoveni, numai că Eminescu acum se află, zona unde a trăit Eminescu se află sub ocupație românească. No. Da. Asta e. Părinte, Eu aș mai continua un pic, dacă timpul permite, pentru că sunt niște lucruri foarte importante care aș vrea să le relatez. V-am trimis un filmuleț cu purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei. E vorba de Maria Zaharova. Da, din păcate nu-l găsesc. Nu-l găsesc, să știți. Nu-l găsesc. Nu știu ce am făcut cu el. Îmi cer iertare. Nu-i bai, nicio problemă. V-am mai trimis cu un protopop acolo, care mergea din sate în sate să convingă oamenii să treacă la
la Mitropolia Moldovei, să se lepede de Mitropolia Basarabiei. Era un articol sau era doar un clip? Nu, era un filmuleț. Ia, asta cu cum ia, uitați acum, v-am trimis aici ca să-l găsiți, vă trimit pe WhatsApp un mesaj așa ca să-l găsiți. Bun. Acum v-am trimis asta cu a. Da, nu, să știți că nu am clipul. Cred că din greșeală l-ați șters. Deci mie nu mi-apare în WhatsApp acest clip. Nu știu de ce. Cel puțin pe laptop nu mi-apare. Da. Pe laptop nu mi s-a încărcat acest clip și chiar mă uitam după el, dar nu-l văd. Da, nu e bă. Era interesant cum purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, dar o să-l pun la mine pe contul meu, că o să fac și eu o emisiune la mine pe contul meu. Stați un pic. Să văd dacă mi-apare pe WhatsApp-ul de pe telefon. Două secunde. Da. Până atunci eu vă povestesc. Purtătorul ăsta de cuvânt spune că, de fapt, românii sunt aberează și Maia Sandu aberează atunci când spune că moldovenii sunt români. Cum că Maia Sandu ar înlocui limba moldovenească cu limba română, de la sine putere. Deci asta este poziția rușilor în ce privește această... Dar ca să le spunem oamenilor, genul ăsta de declarații ale unor politicieni ruși, chiar și la televiziunile publice, au fost difuzate și de presa din România și ar trebui să fie cunoscute. Adică, practic, sunt destule știri care arată cu video, nu doar din scris, ceea ce spun politicienii ruși, anume faptul că avem o limbă moldovenească, avem o țară separată a Moldovei și mai departe. Știm lucrurile astea. Bun. Din păcate. Haideți atunci, aș vrea să le spun celor din Moldova, care probabil vor urmări acest clip, acest podcast. Sunt niște manipulări care se fac acolo. Odată, preoți, episcopi, protopopi care aparțin de Biserica Rusă vin cu manipulări de genul că dacă treceți la Mitropolia Basarabiei o să vă schimbe calendarul. Nu e adevărat. Nu o să le schimbe nimeni calendarul, este o minciună, este o diversiune. Pentru că din moment ce Mitropolia Basarabiei are în actele ei statutare că va păstra sărbătorile pe calendarul vechi, aceasta nu poate nimeni să-i le schimbe, indiferent ce ar fi. Da. Da, ia uitați, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, acuză România de ocuparea Basarabiei până în 1940. Deci vechea placă cu rușii ne-au eliberat. Da. Da, uitați că se știe treaba asta, dar istoricii români văd că nu fac, nu, n-am văzut să se ia. Deci doar presa ce mai face câte ceva. Da. Vreau să văd dacă găsesc și video, că pe Hot News nu este video. Ia să vedem. Da, uite că am găsit. Ia să vedem. Cel care vi l-am trimis era cu traducere, era mai... Da, e bun și așa. Declarațiile ministrului de externe Bogdan Aurescu, în care spunea că limba moldovenească nu există, au deranjat Kremlinul. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, a răspuns cu un atac dur la adresa oficialului român. Citez, ministrul Aurescu a declarat că limba moldovenească ar fi fost creată artificial în perioada sovietică. Nici domnul Bogdan Aurescu nu a existat niciodată, dar până la urmă a fost creat. Este posibil acum să-l numim o construcție artificială. A spus aceasta. Zaharova a prezentat din nou teoria susținută de Kremlin, conform căreia limba moldovenească este mai veche decât cea română, care ar fi doar un dialect. Discuțiile au apărut după ce Parlamentul a adoptat o lege care stabilește că limba română este oficial limba statului. Da. Da, deci da, clar. Deci cine vrea să știe, poate să le știe, nu e o problemă, nu e o noutate. A doilea lucru vreau să știe cei din Moldova. Se tot aruncă ideea că biserica, adică mitropolia
Basarabiei este necanonică. Nu, e o minciună. Nu este necanonică. Este recunoscută de o patriarhie canonică care este în comuniune cu celelalte patriarhii, și cu Patriarhia Rusă, și cu Patriarhia Ierusalimului, și cu Patriarhii Constantinopol, și cu Antiohia, Alexandria și așa mai departe. Deci nu se poate. Orice preot din Republica Moldova poate să meargă să slujească oriunde într-o patriarhie canonică. Nu se pune problema de așa ceva. Iar chestia cu diversiunea asta cu catolicizanții, cred că am lămurit-o prin filmulețele care mi le-a spus mai înainte. Adică în Moldova se face mare diversiune că dacă treci sub Patriarhia Română o să te catolicizeze și o să-ți pierzi sufletul și cine știe ce. Astea sunt iar povești inventate de propaganda rusofonă. Cam ce să zic? Eu vreau să vă întreb, părinte, ca și întrebare de final, vreau să vă întreb ce ar trebui să facem concret. Pentru că am identificat foarte multe probleme, dar soluții care credeți că ar fi cele mai bune soluții de urmat? În primul rând, istoricii să-și facă datoria. În primul rând, autoritățile statului român să-și facă datoria. Asta trebuie făcut. Iar noi, individual, cum sunt și eu, da? Eu când m-am dus în Moldova, ce am făcut? Eu merg de vreo 7 ani de zile prin Moldova și prin Ucraina la comunități românești. Și când am aflat că sunt niște preoți catelisiți, așa că așa vrea mușchii lui Vladimir, dau și eu o expresie din asta, cumva așa m-am tulburat așa în mine. Zic, bă, dar cum catelisești așa că într-o dată trece la Patriarhia Română? Dacă trecea la Patriarhia nu știu care, nu cred că îl catelisea. Bun, și în contextul am lămurit la început, adică Patriarhia Română este cea care deranjează propaganda rusofilă. Mi-am luat un concediu și m-am dus în Moldova să văd care e situația la fața locului. M-am dus, am vorbit cu oameni, am înregistrat, am făcut filmări, am făcut tot ce am putut să adun informații pe care acum le am și urmează încet, încet să le fac publice în România. Dar asta este o chestie individuală pe care am făcut-o eu. Fiecare poate să facă, nu ne oprește nimeni. Oricine poate să meargă să susțină cu ceva. Asociațiile astea, care sunt mari asociații patriotice, au ocazia să-și pună în valoare statutul, să-l pună în funcțiune statutul și să facă activități care chiar e nevoie să le aplice în situația asta. Și cam asta trebuie. Statul pe de o parte să-și facă datoria lui, istoricii datoria lor, iar noi ca popor, fiecare în parte, să ne facem datoria noastră. Sunt orașe care se înfrățesc, sate care se înfrățesc, cei care vor să ducă să ducă românismul mai departe acolo trebuie să ajutați și cam asta. Ce putem să facem aici? Aș adăuga eu, părinte, cu voia Sfinției voastre și educația, pentru că eu am impresia că ei de mici prin sistemul de învățământ rusificat din Basarabia sunt un pic spălați pe creier sau un pic mai mult și atunci trebuie de mici să fie învățați cu adevărul, inclusiv cel istoric. Bănuiesc că și asta ar trebui să fie cumva și atunci ar însemna ca noi din zona românească cu cărți, cu crearea de biblioteci, cu nu știu, asociații culturale, asociații religioase, da, care să facă puțin misionarism acolo, dacă este nevoie. Nu? Da, se pot face multe. Da, educația intră, bineînțeles, tot ce am spus intră în categoria educației. Pentru că practic asta este o educație care dezinformare pe care au făcut-o ei și care noi trebuie să o reparăm prin educație. Ceva de genul. Am înțeles. Părinte, mulțumim mult pentru că v-ați rupt din timp să stați cu noi și să povestim despre lucrurile astea importante. Le mulțumim și lor care s-au uitat. Nu uitați, dacă v-a plăcut această emisiune, abonați-vă la acest canal. Vor mai fi și altele și în limita timpului meu, dar și a invitaților noștri de aici. Dați un like, distribuiți emisiunile și mai ales lăsați-ne părerea voastră în comentarii, dar într-un mod decent, chiar dacă Apropo de comentarii, să aveți grijă pentru că sunt acești din gruparea lui Chirilă și sunt niște
din Republica Moldova sunt câteva grupări din astea foarte antiromânești care intervin la comentarii în mod foarte, cum să spun eu, vulgar, în mod foarte agresiv. Și nu o să, ăștia cumva ar trebui atrași atenția asupra lor, adică să comenteze cum și la emisiunea cu Șoșoacă pe care am făcut-o acum câteva luni cu sfinția voastră au fost astfel de comentarii, le-am șters și am blocat pe respectiv. Orice opinii, chiar dacă nu sunt conforme cu realitatea, sunt permise atâta timp cât dacă tot spun, dacă tot ne numim creștini, să le și punem în practică chestiile astea. Părinte, vă mulțumesc mult și vă urez și sfinției voastre și tuturor post cu folos în continuare. Doamne ajută! Doamne ajută, pace și bucurie!